familie, de simțile voastre, dragi colegi, în altă adunare. Este un moment extrem de dificil pentru noi toți astăzi. Este un moment pentru care și cu siguranță eram mai pregătiți peste 10 ani, peste 20 de ani, dar nu acum. L-am cunoscut pe profesorul Dumitru Matiș, așa cum îl știu eu, în 1998 și am petrecut împreună 18 ani, cât un majorat, în care am lucrat împreună an de an, zi de zi, că-i zi, că-i noapte, și am petrecut împreună o varietate de momente pe care nu știu dacă cineva le mai poate întâlni vreodată. Este foarte greu să adun și să selectez din amintirile pe care le avem noi cu toții despre domnia sa și să vi le împărtășesc astăzi. Dar aș vrea să vă spun că de-a lungul activității pe care a desfășurat-o a fost în slujba comunității, în slujba facultății noastre mai bine de două decenii. De-a lungul existenței sale a creat ziduri și comunitate. Nici zidurile nu sunt perfecte, nici comunitatea nu este ideală, dar un lucru este cert. A creat fundamentul extrem de solid a ceea ce suntem noi astăzi, Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor. Și da, a creat acea facultate cu care eu, în calitatea pe care o am, mă mândresc zi de zi, pentru că este cea mai mare, cea mai prestigioasă și cea mai importantă facultate din România și din Universitatea Băluș-Bolyai. De-a lungul existenței sale, în mandatele pe care le-a avut, din 1995 până în 2016, a trecut prin toate fazele de dezvoltare a unei comunități și a ținut comunitatea alături. Pentru aceasta va trebui să-i mulțumim în fiecare zi. Și vreau să vă spun că fiecare dintre noi, cei care suntem astăzi aici, îi datorăm ceva. O bună parte dintre noi știm foarte clar că dacă el nu era, noi nu eram aici sau acolo unde suntem. Noi nu eram ceea ce suntem astăzi și ceea ce vom fi în viitor. Și vreau să spun din experiența pe care am avut-o în zi de zi că am primit și eu și colegii mei și toți cei care am fost alături o lecție de educație completă și complexă. Din ciclul așa da, așa nu. Și această lecție este rară. Rar poți să primești o educație și o lecție completă și complexă. Pentru tot ceea ce a făcut în toți acești ani, pentru toți noi, cei care suntem în comunitatea Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, vă invit să îl păstrăm cu toții în memoria noastră și să ne aducem aminte de domnul Matiș, așa cum obișnuiam să-i spunem, cu cea mai frumoasă amintire pe care o avem noi, fiecare dintre noi. Să-l păstrăm viu în memoria noastră și să punem la oaltă istoria pe care fiecare dintre noi o avem împreună cu dânsul, astfel încât să scriem o istorie frumoasă. Și vă invit, în final, să nu ezitați niciodată să aprindeți o candelă, ori de câte ori aveți ocazia, în memoria domnului Matiș. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Mulțumesc. Dumnezeu.